Bună ziua tuturor, stimați invitați. Afirm cu încredere, ori de câte ori am ocazia, că Maramureșul a fost binecuvântat cu oameni aparte. Fie că s-au născut aici, în Maramureș, sau că viața i-a adus în țara celor patru țări, mulți dintre acești oameni destoinici și-au pus irreversibil amprenta asupra evoluției județului nostru. Astăzi, în pragul uneia dintre cele mai frumoase sărbători din an, îmbogățim valorosul patrimoniu al marilor personalități ale județului prin acordarea a 7 titluri de cetățean de onoare al județului Maramureș. Prin acest gest mărunt, dar cu o bogată încărcătură simbolică, ne manifestăm recunoștința și aprecierea față de oameni deosebiți, care s-au remarcat prin contribuția lor la dezvoltarea economică, socială și culturală a județului Maramureș. Acordăm post-mortem titlul de cetățean de onoare al județului Maramureș inginerilor Cornel Grama, Nicolae Dicu și Ioan Bulfu, repere ale cercetării geologice, mineritului și administrării în folosul oamenilor, achitându-ne astfel de datoria morală de a-i prețui și de a-i onora, de a le onora amintirea chiar și după plecarea lor la cele veșnice. Cu mândrie îl așezăm astăzi printre cetățenii de onoare ai județului Maramureș și pe economistul Vasile Gogea, care a dat viață multora dintre standardele excelenței economice și a bunelor practici în management la Sighetul Marmației, acolo unde, din funcția de director general al SECER Timobesa, continuă de mai bine de 30 de ani să se dedice cu responsabilitate performanței în afaceri și vieții filantropice. La rândul lor, distinsul profesor dr. Teodor Ardelean, profesorul Săluc Horvat și Echim Vancea, poet și eseist, și-au câștigat un bine meritat loc în rândul reperelor culturii maramureșene. Bucurându-ne de multe decenii încoace cu talentul și spiritul lor creator. Domnilor, vă mulțumim pentru îndelunga activitate dedicată îmbogățirii vieții culturale a maramureșenilor și românilor și dezvoltării economice a județului Maramureș. Cuvintele sunt prea sărace pentru a cuprinde mândria pe care o să le simțim atunci când, prin rezultatele muncii dumneavoastră, reprezentați Maramureșul peste tot în lume. În nume personal, dar și în numele tuturor maramureșenilor, a consilierilor Consiliului Județean Maramureș, vă asigur de tot respectul și întreaga noastră apreciere și vă invit să primiți cu sufletele deschise aceste distincții prin care avem onoarea de a vă răsplăti simbolic personalitățile care fac cinste Maramureșului. Dumnezeu să vă dea sănătate celor care sunteți astăzi între noi și avem onoarea de a vă mâna în nume personal aceste titluri de onoare și Dumnezeu să ierte și să binecuvânteze pe cei care au trecut în neființă. Sărbători fericite tuturor, Crăciun fericit, An Nou fericit, la mulți ani! Astfel, din partea Consiliului Județean Maramureș, se acordă post-mortem titlul de cetățean de onoare al județului Maramureș inginerului Cornel Grama, care cunoașterea rolului esențial avut în coordonarea timp de aproape 4 decenii a cercetării geologice din zona de nord-vest a României, contribuind din acest punct de vedere la dezvoltarea bazei de materii prime minerale din județul Maramureș și asigurând astfel creșterea economică a Maramureșului. Se conferă diploma și placheta de onoare familiei reprezentate astăzi de fiica dânsului, doamna Simona Ziman. Mă bucură
fac amintirea tatălui nostru, vorbesc și numele fratelui meu, cum s-a stins odată cu el. Mulțumim celor care s-au gândit și am onorat familia noastră cu acest titlu. Vă asigur că această plachetă va avea un loc de cinste în casa noastră. Vă mulțumesc! Inginerului Nicolae Dicu, ca recunoașterea contribuției esențiale avută în dezvoltarea economică-socială a județului Maramureș, prin activitatea prodigioasă desfășurată în domeniul mineritului, cu merite deosebite în dezvoltarea fără precedent a sectorului minier la nivel județean și național. Se conferă diploma și placheta de onoare familiei reprezentate astăzi de fiicele dânsului, doamna Adina Dumitru și Daniela Măhălean. De asemenea, dacă doriți să spuneți câteva cuvinte, vă invităm la microfon. Este un moment special pentru noi. Ne bucurăm că amintirea inginerului Dicu Nicolae, tatălui nostru, al meu și al soiului mele, a rămas vie în sufletele oamenilor care l-au cunoscut. Tata a fost un om extrem de modest. Tot ceea ce a făcut pentru comunitate, pentru oameni, sprijinul și ajutorul pe care l-a acordat tuturor, a fost făcut dintr-un spirit de altruism pur, fără să caute o recunoaștere specială, însă sunt convinsă că dacă ar fi fost în acest moment aici și ar fi participat la această ceremonie, s-ar fi simțit extrem de onorat și ar fi mulțumit cu sinceritate tuturor celor care au contribuit la această organizare și care au promovat și votat proiectul de hotărâre prin care a primit această distinție. Mulțumim tuturor, domnule președinte, domnilor consilieri locali, sărbători fericite tuturor și Doamne ajută! Multă sănătate! Din partea Consiliului Județean Maramureș se acordă post-mortem titlul de cetățean de onoare al județului inginerului Ioan Dulf, personalitate din domeniul mineritului maramureșan, pentru contribuția însemnată la reformarea administrației publice a județului Maramureș, ca primul președinte al primului Consiliu Județean ales după căderea comunismului. Se conferă diploma și placheta de onoare familiei, reprezentate astăzi de fiica dânsului, doamna Monica Bârle. Bună ziua! Tată, ne dor de tine, suntem foarte mândri ca de obicei de tine. În viața lui a făcut numai lucruri speciale, a ajutat multă lume și suntem foarte mândri că i-au fost recunoscute meritele și mulțumim pentru această plachetă și vă dăruim sărbători fericite. De onorare a celor trei cetățeni de onoare post-mortem a fost domnul inginer Teodor Benea, conferențiar universitar dr. Geolog Marinel Covaci, inginer Mitică Vraciu și conferențiar universitar dr. Inginer Geolog Ioan Denunț. Se acordă din partea Consiliului Județean Maramureș titlul de cetățean de onoare al județului Maramureș domnului economist Vasile Gogea, director general al societății Primobesa din Sighetul Marmației, pentru performanțele sale economice și manageriale și pentru generozitatea sa filantropică în comunitățile maramureșene. Felicitări! Aș avea foarte multe de spus, dar mă rezum să vă mulțumesc foarte mult pentru onoarea de a primi acest titlu. Vreau să spun că m-am călăuzit în toată viața mea ce mi-au spus părinții. Dacă nu poți face bine, să nu faci rău. Vă mulțumesc mult de tot! Se acordă din partea Consiliului Județean Maramureș titlul de cetățean de onoare al județului Maramureș domnului profesor dr. Teodor Ardelean pentru îndelungata și prodigioasa sa activitate în viața publică și culturală a județului Maramureș, publicist și om politic prestigios, senator, consilier local și județean, creator și manager al Bibliotecii Județene Veze Dulfuri din Baia Mare, veritabilă citadelă a cărții pe plan național, o mândrie a Maramureșului. Felicitări! Ferice de voi, cei care sunteți îndrituiți să administrați și să acordați onoarea publică. Fiecare om și-ar dori să fie și el un astfel de administrator. Fiecare om are clasamentele lui,
Cu cât mai mult clasamentele dumneavoastră și onorurile pe care dumneavoastră le acordați, și eu sunt mândru pentru că am fost printre cei care am inițiat la început asumarea unei astfel de chestiuni atributive pentru Consiliul Județean și am susținut în anii anteriori, fiind consilier județean, ceea ce niciun județ din țară n-a reușit și am reușit noi să facem echipele de consilieri și anume să acordăm titlul acesta unora dintre cei mai importanți oameni ai țării. 50% din cetățenii de onoare în urmă cu o anumită perioadă erau academicieni și erau invidioși și clujenii și ieșenii pentru ce face Maramureșul acolo. Eu vă mulțumesc că v-ați îndreptat ochii și spre noi, deși mai sunt academicieni care așteaptă acest titlu și chiar îl merită, unii fiind din Maramureș și cu multe merite în Maramureș. Mă bucur pentru această cinste pe care, prin acest trofeu, o acordați persoanei mele și neamului meu și familiei mele. Prin aceasta, mi se pare că e similar unui titlu de nobil din Maramureș. Eu citesc foarte mult și din lecturile mele îmi extrag acele lucruri care m-au marcat încă de la vârsta de 5 ani. La 5 ani am învățat pe de rost poezia Dragoș mândru ca un soare a plecat la vânătoare și așa mai departe și am rămas fascinat de acest ținut. Și apoi învățătorul meu și apoi diriginte al meu în clasa 5-a, care fusese dascăl la Iehut, mi-a deschis acest apetit de care, dragii mei, n-am mai scăpat niciodată și am profitat de faptul că nu m-am înțeles eu prea bine. Pe de o parte eram considerat cel mai deștept copil al salajului, pe de altă parte cel mai periculos pentru partid și securitate și am evadat în 1977 în Maramureș și mulțumesc tuturor celor cu care m-am cunoscut în această perioadă pentru că n-am nimic a reproșa. Nimănui. Nu am mai știut ce înseamnă necinste, persecuție, nedreptate și așa mai departe. Nici nu știți în ce județ minunat trăiți din acest punct de vedere al comuniunii între suflete. Și mă prenumăr printre cetățenii români care au beneficiat de o sumedenie de alte titluri. Nu mai lipsea decât acesta, domnule președinte. În rest, și cetățean de onoare al municipiului, și meritul cultural, și premii ale Academiei, și așa mai departe. Cu atât mai mult vă mulțumesc și mă bucur mult că suntem astăzi într-o companie, sunt astăzi într-o companie absolut excepțională. Știți că de regulă vorbesc mult, am vrut să vorbesc puțin, dar mulți nu m-ar fi înțeles de ce așa puțin. Vreau să vă spun că sufletul meu este împăcat mai mult pentru Cornel Grama, Nicolae Dicu și Ioan Dulf, cu care am fost în relații excepționale și colaborat, decât pentru titlul meu. Deși în titlul meu se văd mulți alți oameni ca o oglindire a eforturilor lor, în principal cei care mi-au fost alături pe baricade politice, în cultură, în tot felul de instituții, cei care au condus acest județ și au beneficiat de sprijinul meu sapiențial. În această clădire, unde până în 89 intram cu frică, de 32 de ani, intrăm cu speranță și cu dragoste și mi-a plăcut întotdeauna să dau și sfaturi. M-am comportat ca un bătrân și când eram mai tânăr, cu atât mai mult acum. Cer scuze pentru discursul acesta, dar trebuia să vă spun câte ceva și vi le-am spus și vă mai spun în final. Cea mai importantă funcție a oricărui om este axiotropismul, apropierea de valori. V-ați apropiat mult mai mult de valori, dincolo de toate eforturile pe care le faceți pentru a menține pe o linie absolut onorabilă acest județ minunat, noi, ceilalți din cultură, încercăm să ne facem datoria, să facem să nu se uite. Că
că Maramureșul, așa cum o declaram în sala aceasta în urmă cu vreo 10-12 ani, într-o ședință de Consiliu Județean, am spus, trebuie să promovăm sintagma Maramureșul înainte de toate și întâi în toate. Și se face. Și se făcu și se face și se va face. Mulțumesc, felicitări! Se acordă din partea Consiliului Județean Maramureș titlul de cetățean de onoare al județului Maramureș domnului profesor Săluc Horvat, fondator și manager al revistei de cultură Nord Literar, ce apare sub egida Consiliului Județean Maramureș și a Uniunii Scriitorilor din România, pentru întreaga sa activitate de istoric și critic literar, eminescolog de prestigiu național și pentru implicarea sa în viața culturală a județului Maramureș. Îl invităm în față. Vă invităm de asemenea să ne spuneți câteva cuvinte, domnule profesor. Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, stimați participanți la această minunată întâlnire, permiteți-mi să aduc mulțumire celor care s-au gândit ca într-un asemenea context să ne pună într-o listă prin care Maramureșul să se mândrească, aceea de cetățean de onoare a județului Maramureș. S-a întâmplat ca în urmă cu mai bine de 60 de ani să devin cetățean al Băii Mare și al Maramureșului. De atunci și până în zilele de astăzi am încercat prin toate forțele și prin toată puterea mea să aduc un plus vieții culturale, spirituale, învățământului superior din Baia Mare, a cărui membru fondator am fost alături de un grup de cetățeni, pornind prima școală de învățământ superior în Maramureș. De atunci am avut prilejul să încep multe alte proiecte, între care și minunata și apreciata revistă de cultură, singura și prima revistă de cultură din istoria Maramureșului, prin care Maramureșul a comunicat și comunică viața culturală și spirituală a țării. Dintr-o revistă care s-a născut cu greu și după multe încercări, am avut șansa să găsesc înțelegere Consiliului Județean, care și-a asumat să fie revista o instituție a Consiliului. Am avut șansa ca în toți cei 20 de ani de când am început și am condus-o să mă bucur de sprijinul și financiar și moral și de tot ce am avut nevoie pentru ca revista să se încadreze, să se alinieze la marile reviste ale culturii române. În prezent, Nord Literar este revistă nu a Maramureșului, deși se produce aici, este revista Maramureșului prin origine, dar în același timp este o revistă de cultură națională cu care Maramureșul trebuie să se mândrească. Vă mulțumesc tuturor și să avem un Crăciun plin de bucurie, sănătate, sunt anul împlinit. Se acordă din partea Consiliului Județean Maramureș titlul de cetățean de onoare al județului Maramureș domnului Echim Vancea, poet prestigios pe plan național, publicist, editor, fost director al Bibliotecii Municipale Laurențiu Uriș din Sighetul Marmației, pentru întreaga sa activitate dedicată vieții culturale din județul Maramureș. Felicitări! Domnule președinte al Consiliului Județean, domnilor vicepreședinți, doamnelor consilieri județeni, doamnelor și domnilor, sunt un locuitor al Maramureșului, un locuitor al graniței, trăind în câmpul lung la Tisa de câțiva ani, dar vreau să vă mărturisesc un singur lucru, scurt. A trăi oriunde în România este un loc comun.
a trăi în Maramureș este un certificat de valoare. Vă mulțumesc, sărbători fericite și la mulți ani! Mulțumim! Menționăm că inițiatorii demersului de onorare au fost domnii Marinel Covaci, Gheorghe Mihai Bârlea, Alexandru Cosma, de asemenea domnul Ioan Mariș, fondatorul clubului Rotary Sighet și a editurii Valea Verde, și domnul Alexandru Oros, fost consilier județean. De asemenea, mulțumim plenului Consiliului Județean pentru votul acordat pentru decernarea titlurilor de cetățean de onoare. În final, o să vă invităm la o cupă de șampanie, nu înainte însă de a încheia evenimentul de astăzi cu un ultim colind, oferit, bineînțeles, de Ansamblul Național Folcloric Transilvania, condus de doamna director Iuliana Dragoș. Peace.